Bună ziua, mă bucur că suntem împreună. Aș vrea să vă prezint câteva cărți pe care eu le-am citit, pentru care garantez, deci, ca fiind cărți foarte bune, foarte, foarte potrivite pentru a fi dăruite celor dragi, prietenilor, rudelor de Crăciun. Pentru că acest sfârșit de an, firește, este o ocazie minunată pentru a dărui cărți, pentru a dărui acele nenumărate universuri pe care le întâlnim într-o bibliotecă. Prima dintre ele este un mare clasic al literaturii moderne. E o carte a lui Ernesto Sabato, unul dintre cei mai mari scriitori argentinieni. Se numește Despre eroi și morminte, și este o carte pe care nu o pot defini decât ca fiind uluitoare. O carte uluitoare care vă va marca, așa cum a marcat și pe mine în tinerețe. E o poveste de dragoste între doi tineri, Martin și Alejandra, și, în același timp, o sondare formidabilă în abisurile conștiinței umane. Personajul cel mai puternic este Fernando Vidal, un fel de personaj malefic, demonic, cinic și care se scufundă la un moment dat în propriile vise, propriile fantasme, propriile uh, coșmaruri. O a doua carte foarte diferită, firește, este uh, extraterestri. Este o carte care adune eseuri de diferiți uh, oameni de știință. Uh, colecția fiind făcută de Jim Al-Khalili și care uh, ne vorbește nu despre farfurii zburătoare, așa cum uh, poate suntem înclinați să credem văzând titlul, ci despre misterul și uh, uh, multele necunoscute ale vieții. În ce forme poate exista viața? Cum poate viața să fie extraterestră? Cum poate viața să apară în alte uh, zone ale, ale cosmosului, uh, foarte, foarte neospitaliere, multe dintre ele? dar se pare că viața poate depăși mult mai multe granițe și mai multe zone decât ne închipuim noi. Nu e o carte pentru fanii farfurilor zburătoare, ci pentru sceptici, pentru cei care uh, uh, acceptă toate teoriile cu putință. A treia carte, care de altfel nu nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare din partea mea sau a oricui. Milan Kundera este unul dintre mari scriitori ai lumii în momentul acesta, dintre mari scriitori în viață și cartea lui pe care o prezintă editura Humanitas Fiction anul acesta este Viața e în altă parte, una dintre cele mai faimoase scrieri ale lui Kundera. Este o carte scrisă în perioada comunistă din Cehia și care cu un umor extraordinar, dar și cu o observație extraordinară a societății, ne vorbește despre viața în captivitate versus viața în libertate, unul dintre marile romane ale lui Milan Kundera. Iar ultima carte a venit ca o surpriză, în primul rând pentru mine, nu pentru că nu cunoșteam profilul minunat al reginei Maria, nepoata reginei Victoria, care în epoca aceea era numită bunica Europei, ci pentru că m-a surprins umanitatea și înțelepciunea gândurilor pentru vremurile grele, o culegere de aforisme și de ziceri sapiențiale, să zicem așa, din jurnalul reginei, culese de Tatiana Niculescu. Este o carte care arată o femeie în lumea bărbaților, o femeie hotărâtă, dar în același timp și um, stoică, o femeie care încearcă să-și împingă influența benefică în timpuri de război, în timpuri foarte grele, până la limită. Vă mulțumesc mult!